you one last note. Da. Tovarășe profesor, efectivul clasei este complet. Nu avem niciun absent. Ah, da? Bine, ia nu. Cu stilul ăsta. Plecat în cer de oră. Și în clasa 7 este, după cum știți, în funcție de cele două catete, cateta 1, ori cateta... Da? Da. Bună ziua, tovarășe profesor. Bună ziua. Mă scuzați că am întârziat. Vă rog frumos să-mi dați voie să particip la ora dumneavoastră. Dar de ce ai întârziat? Am avut de discutat cu doamna dirigintă despre Olimpiada la chimie. Ah, bine. Haide, Dan. Cateta 1 ori cateta 2 supra 2. Doar trecută v-am predat area triunghiului dreptunghic, ori asta area triunghiului oarecare. Vă rog să desenați un triunghi la întâmplare ABC. ABC. Nu trebuie să fie nici isoscel, nici oarecare. Da! Aoleu, Gucci! Da! Unde ai fost până la ora asta? Păi, dar trebuia să... Hei, dar cu tine vorbesc! Dar ce e asta? Păi, dar intri în drum, vrei, nici nu știu. A, da, lăsați-mă. Hai să mai dau. Băi, dar ce elevi, mă, dar... Nu predau aici, cu drum, cine predau? Colegi, ce spune, nu vreți să puțin de la ultima oră pe matematică? Nu, nu, nu ne place matematica. Vrem să învățăm. Doamne. Popescu Georgiana, ce-am făcut pentru astăzi? Tovarășe profesor, pentru astăzi am avut de învățat poezia Ce te lege în codrule de Mihai Eminescu. Bine, te rog să o reciți. Ce te lege în codrule, fără ploaie, fără mărbuc, regele la pământ? De ce nu m-aș lege la dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea... De mângând numai cu el. A, foarte frumos, foarte frumos ai recitat. 10. Ia rog. Astăzi vreau să vă ascult la limba și literatura română și am avut de pregătit pentru astăzi poezia Ce te lege de Mihai Eminescu. Să vedem la întâmplare cine s-a pregătit, cine a învățat. Ionescu Maria. Nu se poate, nu se poate. Vă rog, să-ți mă rog. Nu pot să trebuie. Nu învățat nimic. Maria, nu se poate, poezia da? Asta trebuie știută. Nu se poate, trebuie să... Vă rog frumos, spuneți-mi ora viitoare. Na, bine, ora viitoare atunci, dar să te pregătești la viitoare. Și așa nu vine ora viitoare. Bine, faci. Am adus testele la istorie. Notele sunt. Miron Camelia, 10. Oros Cristina, 10. Gal Bianca, 10. Pașcu Alexandru, 10. Ananie Maria, 10. Poenar Sica, 8. Puteai să înveți mai bine. Ulice Elena, 10. Dragii mei, v-am adus testele la istorie. Nu v-ați pregătit deloc și atunci și notele sunt pe măsură.
Vidal, Bianca, 3. Oh, e bun. Ulice Elena, 3. Gogea Petruța, 3. Busta Maria, 3. Mirom Camelia, 3. Văduiu Cristina, 8. Doamnă? Păi, da! Păi cât ai fi vrut să-ți dau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vorba de triunghiul ABC dreptunghic. Tocmai l-am desenat pe tablă. Vreau să vă reamintesc formula ariei. Stați un pic. Vă știți din clasa 7 a triunghiului. Cine își amintește formula ariei triunghiului? A, așa. Andreea. Cateta 1, cateta 2, supra 2. Foarte bine. Vă rog să notați. Cateta 1 ori cateta 2. Radical din P pe lângă P minus A pe lângă P minus P. Dar haideți să scrieți și voi. Nu numai eu. Echilateral.
Da, cum e aia? Trebuia să vă fi pregătit până acum, da? Vă rog, toată lumea lucrează individual, nimeni nu copiază, da? Spor la treabă. În liniște și fiecare cu foaia lui. Ce, nu știi, nu te-ai pregătit, așa e? E, na, asta e spune. Fiecare cu foaia lui, da? Nimeni nu copiază. Nu, nu dacă îl prind pe careva, unul vă dau! Da, da. Ziceți-mă care e primul obiect lateral. Păpușe, bag un suculeț în tine. Haide, deci. Iar tine, bag un suculeț. Dar ce crezi că am în față de tine? Lasă că bag eu singur în mine. Dar ce arăt floarea mie, mă? De rușinat, de Da, hai încă o dată. Supra 2. Și se deschide ușa.